Sărbătorim aniversarea Zilei Unirii Principatelor Române la Colegiul Național Alexandru Ion Cuza, prilej cu care oficialitățile administrației publice locale, împreună cu comandantul garnizoanei Ploiești, trec în revistă Garda de Onoare! Stimați invitați,
ocazia aniversării Zilei Unirii Principatelor Române la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești, am deosebită plăcere să dau cuvântul doamnei prefect a județului Prahova, doamnei Rodica Paraschiv. Bună ziua și la mulți ani! La mulți ani tuturor românilor, la mulți ani elevilor și profesorilor acestui colegiu, un colegiu important care poartă numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Este o zi importantă pentru poporul român. Este o zi care, alături de unul dintre simbolurile statului, care înseamnă Ziua Națională, este ziua care a făcut posibilă existența acelei zi naționale de 1 decembrie 1918. Este ziua de 24 ianuarie 1859, când românii din Moldova, când românii din țara românească, au dat dovadă de o maximă voință națională, când au știut care le este țelul, când au știut să îndeplinească o dorință de veacuri a celor care locuiesc pe aceste tărâmuri. Pentru că dacă n-ar fi existat acel moment, acea voință maximă națională, dacă n-ar fi existat niște mari puteri care să ne susțină, nu am fi putut să vorbim despre Principatele Unite, nu am fi putut să vorbim în 24 ianuarie 1862 despre România. De aceea suntem aici, pentru că în aceste zile noi trebuie să ne gândim la ce a însemnat 24 ianuarie 1859. Trebuie să ne gândim la acel mare domnitor care în perioada scurtei domnii a avut cel mai mare număr de reforme, reforme care și-au pus cuvântul. Și de aceea ne aflăm în acest loc, într-un loc în care istoria spune că domnitorul în drumul dinspre Iași și București a trecut. De aceea ne aflăm aici alături de dumneavoastră și felicit colectivul de cadre didactice și de elevi ai acestui colegiu și mă bucur alături de dânsii pentru că sărbătoresc ziua alături de toți românii. Atât de important sunteți dumneavoastră și mă bucur și de cei care astăzi se duc la Golgota, pentru că și acolo este un loc prin care a trecut Cuza. Și mă bucur pentru noi toți, pentru instituția prefectului, pentru că în vremea lui Cuza a apărut legea administrației și funcția de prefect. Pentru armată, pentru că el a fost cel care a promulgat legea. Pentru elevi, pentru legea instrucției. Pentru țărani, pentru că el a reușit într-o perioadă scurtă să împroprietărească 400.000 de țărani, ceea ce noi în vreo 20 de ani nu prea am reușit să mai facem. Mă bucur pentru ceea ce s-a întâmplat și mă bucur pentru semnalul care îl dă. Trebuie să avem voință. Trebuie să dăm mână cu mână cei cu inima română și trebuie să ne deșteptăm români. Trebuie să știm să ne respectăm și să ne iubim. La mulți ani tuturor românilor în această importantă zi. La mulți ani colegiului Alexandru Ioan Cuza. La mulți ani tuturor dintre dumneavoastră. Multă sănătate, multă minte și înțelepciune și un țel comun care înseamnă o voință comună, națională, care e mai presus decât un interes personal sau un interes de grup. La mulți ani! Mulțumim, doamne prefect, Rodica Paraschiv. Național Alexandru Ioan Cuza. La mulți ani, dragi elevi! Într-adevăr, ziua de 24 ianuarie este o zi de suflet a poporului român. Și unde un loc mai nimerit de a fi sărbătorită aici în Ploiești era această zi decât în curtea acestui prestigios Colegiu Național. Putem spune că noi ploieștenii am mandatat pe colegii noștri profesori și elevii de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza să cinstească prin activitatea lor memoria marelui nostru domnitor.
Și cu bucurie pot să spun că ei s-au achitat cu cinste de această nobilă delegare pe care noi, ploieștenii și prahovenii, le-am acordat-o. De aceea dați-mi voie, în primul rând, în calitatea mea de coleg al lor, să le urez la mulți ani viață lungă și succese din ce în ce mai mari pe măsura celor pe care le-ați dobândit până acum. Încă o dată la mulți ani, ploieșteni! Mulțumim foarte mult, domnule profesor Hunia Toma, inspector școlar general adjunct. Urmează să ia cuvântul doamna director a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza, municipiul Ploiești, doamna profesor Rodica Popescu. Bună ziua tuturor, onorat auditoriu. În primul rând, vă mulțumesc pentru frumoasele aprecieri pe care le-ați făcut pentru instituția noastră, apoi pentru prezența dumneavoastră aici într-un moment festiv, într-un moment de rece, de foarte rece, de temperatură negativă, mult sub 0 grade. Înseamnă că există unitate, înseamnă că există respect față de cel ce a fost Alexandru Ioan Cuza. Tuturor vă mulțumesc, elevilor mei, felicitări pentru rezultatele pe care le au an de an, în semn nu numai de respect față de înaintașul nostru, față de care avem obligația, în primul rând, și nu numai din respect, de a duce mai departe ceea ce a promovat, ceea ce a realizat în perioada în care el a existat pentru noi românii și nu numai a existat, există și va exista. Mulțumesc încă o dată tuturor, la mulți ani școlii, astăzi este și ziua școlii pe care o avem înscrisă în cartea noastră de onoare, pe care copiii împreună cu profesorii și toți angajații instituției o respectă și își dăruiesc tot și dăruiesc pentru această zi tot ce au ei cel mai bun. Mi pare rău că ei nu sunt în număr foarte mare astăzi, o să vedeți că prin câțiva dintre ei aducem aproape toată realizarea instituției noastre. Nu vom aduce în față copiii cei mai reprezentativi ai noștri. În primul rând, ne vom lăuda cu cei mici pe care școala noastră îi fac foarte mari. Mulțumesc garnizoanei Ploiești, mulțumesc primăriei Ploiești, mulțumesc fanfarei, mulțumesc tuturor pentru că vă aflați aici și respectați instituția noastră. Ne onorează și vă promitem că vom fi în continuare măcar aceiași. Vom ține steagul la nivelul cerințelor. Multă sănătate tuturor și vă așteptăm și la anul sănătoși și cu mare bucurie. Anul acesta, școala noastră promovează armonia și prietenia. Începem cu prefectura județului Prahova. Consiliul Județean Prahova. Este alături de noi și primăria municipiului Ploiești, alături de Consiliul Local al municipiului Ploiești. Thank you.
Cistim amintirea marelui domnitor și alătă de garnizoană Ploiești. De prezența reprezentanților de la Inspectoratul Școlar Prahova. Și reprezentanții de la Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, Alexandru Ion Cuza, filiala județeană Prahova. Această zi specială și reprezentanții Partidului Național Liberal, filiala Prahova. Thank you.
Sunt alături de noi și reprezentanții comunității elene Prahova. Sunt alături de noi și reprezentanților filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești. Prezența și reprezentanților Teatrului Taman Caragiu Ploiești. Așa, colegiul economic Virgil Magiaru Ploiești. Thank you.
asistență. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această zi specială și vă invităm pe toți în holul Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza.